ați revenit pe acest canal. Astăzi mi-am propus să fac un haul cu produse cu buget redus. Primul produs ar fi această ramă. Care are dimensiunea 15 cu 20 de centimetri. Să o și desfacem. M-am gândit că se poate pune o fotografie în ea sau să faci un tablou și să-l rămezi. Are o culoare crem și cu un chenar așa finuț, vernil. La spate arată așa, se poate așeza pe masă. Și a costat 6 lei. Al doilea produs sunt două perechi de șosete. Acestea sunt de la Mondex. Așa arată. Acestea sunt albe și au așa un model cu floricele bleu. Sunt din bumbac, iar acestea sunt galbene iuni și au un model, un trandafiraj. M-am gândit că vara sunt bune, mai ales că acum se poartă sandale cu șosete și la ghete am văzut că se văd așa șosetele un pic din ghete. Și m-am gândit că sunt, se pot folosi. Au fost 3 lei perechea. Următorul produs este un borcan care mi-a plăcut că este colorat cu păsări flamingo și scrie aici îmi place marea. Și are și un capac care se deșurubează și pe capac e desenat acolo, sunt desenate două păsări și se poate folosi, se pot depozita diverse, paste, orez, cereale, cafea, fiecare ce dorește. Acesta a costat 5 lei 90. Următorul produs este mai voluminos. Este, ia uitați, este o pilotă. Este o pilotă de primăvară-vară. Este așa mai subțire și are dimensiunea 200 pe 210 cm. Și după cum vedeți, este un model cadrilat cu bej, cu dungulițe bej, bleu și crem. Și e tighelit pe aici cu o margine albă. Aceasta a costat 35 de lei. Următorul produs este o farfurie care arată așa și este din arcopal. Aceasta este bună pentru supă. Pentru supă, pentru ciorbă, este o farfurie un pic adâncă. Și mi-a plăcut că avea un model drăguț cu trandafirii albaștri și mov. Este și mai ușoară și a costat 5 lei 50. Următorul produs este un șervet, un prosopel pentru bucătărie. Este din bumbac și aici are un model
cusut cu auriu. Și mi-a plăcut că este drăguț așa, se poate folosi la bucătărie și a costat doar 2,50 lei. Și ce mai avem? Ah, mai avem o cutiuță care arată așa, este o cutiuță cu un unicorn roz și cu trandafiraș. Se deschide așa. Se poate introduce aici un cadou. Eu zic că e bună pentru și pentru copilași, dar și pentru adulți, așa, să pui acolo un cadou drăguț. Și această cutiuță de carton a costat doar 1 leu. Și ultimul produs pe care l-am luat este o solniță care arată așa. Am impresia că este pentru piper și pentru sare. Apropo, la cele două figurine îmbrățișate, am citit de curând într-o carte că s-a descoperit în America că o singură îmbrățișare poate să diminueze efectul cortizonului din organism, care este hormonul stresului și care, dacă se secretă în cantități foarte mari, are un efect foarte rău asupra corpului. De asemenea, s-a mai descoperit că îmbrățișările au un rol benefic asupra tensiunii arteriale, adică scad tensiunea arterială. O îmbrățișare de 6 secunde reprezintă durata minimă ca oxitocina, care este hormonul fericirii, să ajungă la creier și să determine încrederea și afecțiunea. S-a demonstrat că 4 îmbrățișări pe zi sunt de ajuns pentru a îmbunătăți starea fizică și emoțională a unei persoane. Până la urmă, care ar fi beneficiile simțului tactil? Păi, în primul rând, reduce tensiunea arterială din corp, înlesnește relaxarea organismului și transmite un sentiment de încredere și de intimitate. De asemenea, ne motivează către succes. De exemplu, ați văzut jucătorii unor echipe care înainte de joc se felicită îmbrățișându-se și bătând din palme, au rezultate mai bune. De asemenea, consolidează relațiile dintre parteneri. Aceștia se înțeleg mai bine. Și, în ultimul rând, îmbunătățește starea de spirit a persoanei respective. Deci, cam acestea ar fi beneficiile. Acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare.